Salutare, astăzi am revenit cu un nou episod. Astăzi o să vă prezint colecția mea de kendame. Bun. O să vă prezint doar 5, am 6, că una este la tatăl meu și tatăl meu este la lucru și nu mai pot să o aduc. Deci, prima kendamă ar fi fost un Switch Prime Custom. Acesta. Nu știu dacă se mai fabrică. Știu că am învățat multe chestii. Airplane, orbitul, comborile, multe chestii. Vă recomand, este foarte bună. Da? Dar nu știu dacă se mai fabrică. Bun. Să trecem la următoarea. Următoarea ar fi fost un play cu ea. Na, nu prea este bună, nu este sticky. Gata. Este sticky. Da. Nu stă. Nu stă, nu este bună. Nu vă recomand. A treia mea kendamă ar fi fost un bul. Nici pe ăsta nu mi-l place. Este un bul. O combinație între roșu și galben care nu-i faină deloc. Nu vă recomand. A patra mea chinamă ar fi fost un Switch Prime. Acesta am învățat foarte multe chestii. Stă bine în Lighthouse. Lunar, nu mai am ce să vorbesc. Așa. Scârție un pic, da. Nu este mare chestie, dar este bună. Multe chestii poți să faci cu ea. Următorul episod o să facem un Game of Ken. Da. Like. Subscribe. Bun. A cincea mea kendama ar fi fost un Chrome, care acum este la tatăl meu. Da, la serviciu și nu pot să-l aduc. A ultima kendama, adică a șasea, ar fi fost tot un Switch Prime Tropical. Aceasta este. Deci nici nu am ce să zic, este foarte bună. Deci, vă recomand. Este foarte bună. Am dat multe chestii cu ea. Da. Are ața roșie și în loc de biluță are rulment. Da. Cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare.